Polițiștii de la furturi auto supravegheau de mai mult timp un centru de fier vechi de pe șoseaua de centură a municipiului Constanța. Ei aveau informații că acolo ajungeau mașinile furate. La puțin timp după miezul nopții au apărut trei indivizi care vreau să dea spre dezmembrare o Dacie. Oamenii legii au somat pe cei trei hoți să se oprească, apoi au folosit armamentul din dotare. Unul dintre bărbați a fost împușcat mortal în torace. Unul a rămas pe loc, doi au fugit. Din cei doi care au fugit s-a făcut somație legală, un foc în aer și al doilea se pare că l-a atins, mortal. Cercetările să continuă de către parchetul de pe lângă curtea de apel, competența le revine dumnealor. La locul incidentului s-a deplasat un echipaj SMURD, dar cadrele medicale nu au putut decât să constate decesul tânărului. În jurul orei 1:30 am primit un apel de la un agent de poliție în exercițiul funcțiunii care a solicitat ambulanța pentru un presupus infractor pe care l-ar fi împușcat. A fost trimis acolo un echipaj de tip C de la SMURD cu medic care, în urma procedurilor de resuscitare, au constatat decesul pacientului. Polițiștii de la serviciul furturi auto spun că acesta nu este singurul grup de hoți de mașini care acționează pe raza municipiului Constanța.